Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.ul PI. Invitații mei din această seară sunt domnul Irinel Cârstea, candidat USR Plus la primăria municipiului Buzău, și domnul Gabriel Ionică. Dumnealui este candidat pentru președinția Consiliului Județean. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Tare mult o să vreau să vorbim telespectatorilor despre programul USR Plus, despre ce pregătiți pentru următorii ani, dar și multe, multe alte lucruri. Bună seara și vă mulțumesc. Bună seara și bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Cu mare drag. Vreau să-mi spuneți dacă ați început deja campania electorală și cum îi simțiți pe oameni. Campania electorală a început de o lună de zile în urmă, practic. A fost perioada de precampanie este mult mai intensă de foarte multe ori decât campania. Și de ce spun asta? Pentru că în perioada de precampanie ai voie să utilizezi foarte multe materiale, cum sunt bannerele, afișele și așa mai departe. Iar în perioada aceasta, legislația restrânge cumva activitatea și materialele, ceea ce este în regulă, pentru că nu mai avem afișe peste tot, nu mai avem afișe pe stâlpi, pe garduri și așa mai departe. În toată această perioadă, atât începutul campaniei electorale, cât și în precampanie, am stat în stradă. Noi suntem un partid care ne-a ridicat din stradă și acolo mergem de fiecare dată să vorbim cu oamenii. Și pot să vă spun că vibrația este extraordinară. Ne încărcăm cu foarte multă energie pozitivă, ne încărcăm cu tot felul de povești extraordinare, întâlnim tot felul de oameni cu diverse situații și probleme pe care încercăm să le rezolvăm. Și aici vă pot da și un mic exemplu. Ultima dată când am fost pe strada primăverii, am observat că sunt foarte multe familii care plăteau, de exemplu, apa pluvială și canalizare, dar acel serviciu nu exista. Imediat m-am pus la laptop, am făcut o cerere către compania de apă și s-a rezolvat. Mulțumesc oamenilor de acolo că au fost prompți, dar încă mai e nevoie de canalizare și de alte lucruri în zona respectivă. Iată că strada pentru noi înseamnă să ne coborâm la firul ierbii. Bine, noi suntem cetățeni simpli, nu suntem într-un turn de fildeș, știm exact problemele, dar mergând printre oameni aflăm și alte situații. Povești de succes, povești mai puțin de succes. Sunteți recunoscuți pentru faptul că aveți o putere de a convinge tinerii să vi se alăture și mai mult decât atât să iasă la vot. Credeți că anul acesta veți reuși aceeași performanță pe care ați reușit-o la alegerile trecute? Aici nu este vorba doar de putere de convingere și dacă ea există, există pentru că suntem sinceri. Nu încercăm să păcălim oamenii și mai ales tinerii sunt foarte greu de manipulat și nici n-am încercat vreodată acest lucru. Nici cu ei, nici cu cei mai în vârstă. Nu mai avem acel val de antipatie la adresa PSD-ului de la europarlamentare, asta este cert. Rugăminte, nu avem voie să pronunțăm numele partidelor sau contracandidaților, vă rog. Dar cu toate acestea, baza noastră electorală este în creștere. Cu toate acestea, eu cred că rezultatele pot fi chiar mai bune decât atunci, pentru că am devenit mai cunoscuți și noi ca partid, ca alternativă politică, dar și noi ca în calitate de candidați, cu nume și prenume, eu, Irinel și toți colegii noștri. De aceea, cred că ne putem baza nu doar pe entuziasm, cât și pe suportul cetățenilor. Vorbim zilnic cu aceștia. Nu ține cont de etnie, cum a spus și Irinel, nu ține cont de vârstă și găsim încredere în fiecare zi și asta ne mobilizează să mergem mai departe. Înainte de începutul emisiunii vorbeam și îmi spuneați că primiți în fiecare zi mesaje. Mesajele sunt doar din partea tinerilor sau vârstele au început cumva așa să se omogenizeze? Da, este cumva o concepție greșită că doar tinerii susțin USR. Veți rămâne surprinși că în bazinul nostru electoral și oamenii care ne susțin sunt și oameni în vârstă. Chiar aseară am primit un mesaj de la o persoană care și-ar fi dorit să fie PR-ul meu, dar se scuza pentru vârsta înaintată. Nu am cunoscut-o pe acea doamnă, nu o cunosc personal, doar am primit mesaje de încurajare și primim constant mesaje de încurajare de la persoane și de o vârstă mai înaintată. 40, 45, chiar 60, peste 60 de ani.
Vreau să-mi spuneți care este sau care a fost ideea centrală de la care a plecat construirea programului pentru primăria municipiului Buzău și pentru Consiliul Județean Consiliul Județean Buzău. Ideea de bază pentru programul municipiului Buzău ar putea fi rezumată printr-un singur cuvânt. Acasă. Buzăul pentru mine înseamnă acasă. M-am întors din Marea Britanie după 5-6 ani de zile ca să pun umărul la dezvoltarea comunității unde eu m-am format ca om. Iar în centrul tuturor problemelor se află cetățeanul, adică omul. Eu sunt un simplu cetățean și în jurul meu sunt diferite probleme. Iar rezolvarea tuturor problemelor din oraș constă în punerea cetățeanului în mijloc. Iar astfel creăm o rețea, da, de probleme și de rezolvări ale problemelor respective, astfel încât noi ca administrație și eu ca viitor primar voi veni cu soluții de rezolvare a acestor probleme punând cetățeanul în mijlocul lor. Și vă pot da câteva exemple. Atunci când mergem pe stradă, avem străzile bombardate, majoritatea străzilor din oraș. Și mă gândesc la timpul pierdut și la banii pierduți, atât de mine cât și de toți alți cetățeni, în serviciul auto. Dacă eu nu-mi doresc ca cetățenii să piardă acel timp și acei bani, atunci rezolv această situație. Mă gândesc la sănătate și când mă gândesc la sănătate, în primul rând, ești ceea ce bei, ceea ce mănânci, dar și aerul. Și atunci vin câteva rezolvări foarte simple. Apa trebuie să fie de o foarte bună calitate, iar pentru asta trebuie investit în infrastructură, cât și în soluții de tratare și de livrare a apei potabile. După aceea, hrana. O putem aproviziona de la producători locali. Cu cât hrana este mai de proximitate și mai aproape, cu atât creăm și un ecosistem economic. Adică noi încurajăm pe ceilalți vecini ai noștri să producă acea hrană, iar noi ne hrănim sănătos. Avem și oarecare trasabilitate a hranei. Și putem continua. Aerul curat. Avem nevoie de cât mai mulți copaci. Nu avem nevoie de un parc uriaș de 180 de hectare, cum vrea să se facă și să se taie de acolo. Avem nevoie de plantarea a multor copaci. Iată că Buzău are peste 100 de hectare de terenuri degradate pe care nu le putem folosi. Iar Uniunea Europeană ne pune la dispoziție bani pentru a planta acolo arbori de diferite specii. Și așa rezolvăm toate problemele din jurul cetățeanului. Iar dacă ar fi să ne referim la programul pentru Consiliul Județean? Ideile sunt în mare comune. Eu aș porni de la sloganul nostru de candidatură, care este comun. Este și al meu, și al lui Irinel, și al unei bune părți a colegilor. El este scurt și cred că destul de consistent. Oameni noi, oameni ca voi. Într-adevăr, venim din... Nu suntem politicieni renumiți, nu avem notorietate, suntem deja implicați de 2-3 ani în politică. Am avut câteva campanii pe care le-am dus și cred că le-am dus bine venind din partea de opoziție, de partid nou. Ce înseamnă oameni noi? În primul rând este vorba de mentalitate, nu este vorba de oameni cu nume și prenume. Pentru că de-a lungul celor 30 de ani au tot apărut oameni noi, dar care au împrumutat din metehnele vechilor politicieni. Oameni ca voi înseamnă că înțelegem foarte bine și tinerii, pentru că suntem mare parte dintre noi, avem o vârstă destul de mică, dar... Rândul nostru, fiecare dintre noi are și părinți și înțelege problemele cu care aceștia se confruntă. Este vorba de problema pensiilor, care sunt foarte, foarte mici. Trebuie să discutăm și pe subiectul ăsta. Este vorba de industrie, locuri de muncă, sănătate, educație. Eu aș vedea toată administrația publică, și centrală și locală, bazându-se pe trei piloni. În momentul de față, ca să putem să o facem cu adevărat eficientă și să lucreze în beneficiul cetățenilor, trebuie să punem la punct trei piloni principali.
E vorba de digitalizare, transparență și meritocrație. Dacă vreți, le luăm pe fiecare în parte ca să putem să înțelegem mai bine. Digitalizare. Degeaba avem mulți angajați în administrația publică dacă ei nu sunt organizați. Dacă stau toată ziua și cară sute de saci de documente, este mult mai simplu să avem baze de date. Toată economia mondială se duce spre digitalizare, spre partea de baze de date, de investiții în IT, în softuri. Softurile la noi, dacă există, nu sunt conectate, sunt independente și de fapt nu prea ajută cetățeanul. Trebuie tot timpul să te duci la N instituții ca să-ți rezolvi o singură problemă, când de fapt cu o singură cerere pe internet, introduci datele personale și e treaba instituțiilor să se conecteze între ele și să-ți rezolve problema. Transparență. Administrația publică trebuie să lucreze în interesul cetățenilor. Da? Și trebuie să și arate asta. Trebuie să existe o comunicare tot timpul. Prioritizarea cheltuirii banilor publici trebuie să se facă ținând cont de ce își doresc cetățenii. Adică dacă investești 1 milion de lei pe o locomotivă, trebuie să fii convins că cel puțin o mare parte a cetățenilor își doresc acea investiție. Și pui în balanță locomotiva cu școlile din rural care nu au toalete sau dacă le au în afara clădirii și nu au nici măcar apă. Punând în balanță cele două elemente, nu cred că e deloc greu să alegi, pentru mine cel puțin. Pentru alte persoane se pare că balanța înclină spre o cheltuire fantasmagorică a banului public. Transparență. Trebuie să oferim cetățenilor posibilitatea ca în orice moment să știe câți bani are administrația publică locală, ce venituri are și încotro se duc. Contractele să fie transparente, să poată accesa oricând orice firmă, să se ducă să participe la o licitație, să nu mai fie un cerc restrâns de firme care doar ele, an după an, să aibă acces la cei bani publici. Una la mână, pentru că competiția și inclusiv și în politică, dar și pe partea de firme private, este sănătoasă. Competiția generează competență și rezultate din ce în ce mai bune. Partea de meritocrație. În momentul în care angajezi o persoană, dar nu te bazezi pe competențele acelei persoane, ci doar pe anumite prietenii, îi spun și o să folosesc tot timpul termenul acesta, pentru că este îl regăsim cam în toate instituțiile de stat, se numește PCR. Are și o conotație oarecum istorică, dar eu îi spun pile cu metrii relații. În momentul în care vom înceta să folosim acest sistem pentru angajarea în administrația publică a persoanelor care nu sunt pregătite pentru a ocupa acea funcție, atunci vom avea și eficiență. De obicei, ce se întâmplă? În momentul în care angajezi o persoană și nu ții cont de pregătirea ei profesională și de un CV, acea persoană nici nu are dorința de a-și face treaba bine și de a lucra în interesul cetățenilor, pentru că crede că are o umbrelă de protecție și trece luna, vine leafa. Sistemul acesta este falimentar și vedem cu toții unde am ajuns. Trăim din împrumuturi de la lună la lună, nu doar pe plan local, cât și la nivel național. Iar dacă ar fi să vorbim despre meritocrație, considerați că e ușor de... ideile sunt ușor de implementat la Buzău? La Buzău este o zonă foarte grea, una dintre cele mai grele zone din țară. Am circulat cu toții în România. Ce face să fie atât de grea? Am circulat cu toții în România și am văzut județe care par din altă țară față de ce este la noi. Suntem pe locul, să spunem și cu cifre, care este realitatea. Suntem pe locul 2 în țară în ce privește șomajul. Da? Județul Buzău. Probabil că ați primit datele, ultimele date, dar și până în luna iulie, tot cam pe acolo eram. Suntem județul care nu are niciun parc industrial. Da? Și cam în toate statisticile suntem cam la coada clasamentului. Se vede lipsa de viziune. Da? Avem o bază de susținere a vechii clase politice destul de consistentă, care trebuie să înțeleagă că merită și că poate primi mai mult. Da. Încercăm să devenim acea alternativă politică ca să le arate în timp, că nu putem să facem minuni într-o lună, două. E clar, ca a construi un județ sănătos,
și din punct de vedere politic și din punct de vedere administrativ, durează câțiva ani de zile. Acum venim în fața cetățenilor, încercăm să le câștigăm încrederea și ulterior să le arătăm că ea nu a fost gratuită, că a meritat-o. Așteaptă buzoienii o alternativă? Clar, sunt dornici de a schimba lucrurile, pentru că după 30 de ani, cu aceeași clasă politică, practic, sunt doar diferiți oameni care sunt de la aceleași partide și se tot învârt în administrația publică locală, cu siguranță buzoienii așteaptă altceva, alte așteptări în perioada următoare. Cum își implementează USR Plus viziunea în ceea ce privește primăria municipiului Buzău și Consiliul Județean? Ce variante alegeți? Varianta cu oamenilor competenți. În primul rând, ai nevoie de resursă umană competentă și așa cum spunea și colegul meu, Gabriel Ionică, dacă te înconjuri de acel PCR, pile, cunoștințe, relații, tu ca primar nu o să ai rezultate. Pentru că neavând oameni competenți lângă tine, nu ai cum să evoluezi. În primul rând, resursa umană și credeți-mă că avem foarte mulți oameni care au întâmpinat bariere. Sunt mulți oameni care au terminat facultăți de administrație publică, afaceri europene și așa mai departe. Vor să vină cu experiența lor, cu cunoștințele lor în administrația publică locală și li se pun bariere. Li se pun bariere pentru că acolo nu au loc oameni competenți, oameni care gândesc singuri. Din păcate. Aceasta este situația. Noi vom pune mare preț pe competență. Și pentru că vorbim despre competență, am văzut, mi-am aruncat un ochi pe program și am văzut că susțineți ideea unui city manager. Omul de rând va spune, păi dacă avem primar, la ce ne mai trebuie city manager? Haideți să le explicăm un pic oamenilor despre ce este vorba. Sigur că da. Noi ne-am obișnuit și am văzut peste tot la televizor că politicienii le cunosc pe toate. Încep să vorbească în toate domeniile, agricultură, sport, educație, pe toate domeniile ei sunt cei mai pricepuți. E bine, lucrurile nu stau chiar așa. Și ar trebui să ne autoevaluăm și să spunem că primarul ar trebui să fie un bun manager, un bun manager cu viziune asupra dezvoltării orașului. Dar în aplicare ar trebui să ai un expert, un om profesionist care să pună în aplicare hotărârile, deciziile luate în administrație. De aceea este nevoie de un manager, un city manager, și o să merg în profunzime și o să vă spun că de fapt o să avem nevoie de mai mulți city manageri pe oraș, dar acest city manager ar trebui să fie independent politic. Ar trebui să fie un profesionist care să nu răspundă la comenzile politicului, indiferent care va fi partidul de la conducere sau care va avea majoritatea în Consiliul Local. Acel city manager ar trebui să pună în aplicare cu precizie exact deciziile politice care se iau la nivelul administrației. Deci avem nevoie de un profesionist. Și mai mult de city manager o să avem și nevoie de un arhitect, pentru că urbanismul la noi în oraș este dezastruos. Și pentru că am deschis acest subiect, ce considerați că ar trebui urgent, unde considerați că ar trebui urgent intervenit la nivelul municipiului Buzău? Și una pe de-o parte, iar pe de altă parte vreau să vă rog să-mi spuneți dacă în echipa dumneavoastră aveți oameni care ar putea să ocupe aceste posturi. Bun, o să răspund la a doua întrebare, pentru că ne-am obișnuit cu politicieni care atunci când ajung într-o funcție de conducere, sunt nevoiți să răsplătească anumiți oameni din spate, din partid politic. Și iată că ajungem din nou printr-un cerc vicios la același PCR. Ceea ce nu o să facem. Atât eu cât și USR va milita pentru competență. Deci nu vom impune oameni din partidul nostru USR Plus pe diferite poziții. Va fi clar o competiție pe CV-uri, o competiție pe competențe, o competiție pe idei. Indiferent că vor veni și de alte partide sau să nu aibă afiliere politică. Adică există șansa ca în momentul în care dumneavoastră veți ajunge primar să existe un anunț pe site-ul primăriei, Primăria Buzău angajează city manager? Da. Și nu numai. Primăria Buzău angajează a orice companie de subordinea Consiliului Local. Va fi un anunț, dar și acum sunt anunțuri, dar undeva la vreo 7 click-uri pe site, nu la vedere. Când voi fi primar, iar toate anunțurile vor fi publice pe prima pagină. Și nu doar pe prima pagină, toată lumea va ști de ele. Pentru că avem nevoie să atragem oameni competenți. Cu ei ne putem dezvolta, altfel nu există nicio șansă. Cum vedeți dezbaterile publice?
care e dezbateri publice, că ele nu există, din păcate. Nu. Care este viziunea USR Plus în privința dezbaterilor publice? Dezbaterile publice ar trebui să se facă pe bună, nu un simulacru, mai cum este în prezent. Mai mult de atât, am participat la câteva dezbateri cu diferite persoane, dar administrația pur și simplu nu aude. Oamenii își spun ideile, vin cu soluții, dar ei merg înainte pe ideile lor, fără să țină cont de părerea celorlalți oameni. Consider că din dezbateri putem avea cu toții de câștigat. Dezbaterea ar trebui să stea la baza implementării unei idei. Iar dezbaterile se vor face constant, atât, bine, acum este și problema cu pandemia, dar cu siguranță în viitor apropiat sper să dispară această problemă, iar dezbaterea ar trebui să se facă într-un anfiteatru larg, fie că vorbim afară, pur și simplu în Parcul Tineretului, unde avem un anfiteatru larg și putem să facem lucrul ăsta la fel ca în vechea Grecie. Putem să avem în diferite anfiteatre din oraș, cum ar fi teatru, cum ar fi alte instituții de genul acesta, sau pur și simplu online. Adică voi avea sesiuni de ask me anything, cum spun englezii, de întreabă-mă orice, frecvent, pentru a fi în contact cu cetățeanul și a primi feedback de la ei. Spuneați la un moment dat, domnule Gabriel Ionică, că este, Buzăul este unul dintre județele, da, chiar județele, care nu au niciun parc industrial. Cum s-ar putea... Există vreo șansă ca industria la Buzău să fie resuscitată sau pornită de la zero? Nu aș dramatiza chiar atât de jos să mergem cu viziunea. În municipiul Buzău sunt câteva firme, există ceva locuri de muncă, dar este o problemă. Municipiul Buzău nu înseamnă județul Buzău. Corect. Dacă ne uităm în jurul municipiului Buzău, vedem foarte multă sărăcie și vedem oameni care pleacă, în primul rând tineri, dar din cauza nevoilor, inclusiv persoane mai în vârstă, își lasă copiii cu bunicii și aleg să plece de cele mai multe ori din țară. Și din păcate foarte mulți acolo, când prind puțin legături cu zona unde s-au relocat, unde prind contracte serioase de muncă, evită sau chiar nu se mai întorc niciodată. Deci problema este în tot județul. Referitor aș sublinia puțin ce a spus Irinel. S-a rezolvat foarte ușor problema de comunicare și de dezbatere, inclusiv cu cetățenii. Trebuie să avem un dialog constant, nu doar noi între politicieni, pentru că a transmite idei între noi nu este suficient. Ideile trebuie să fie preluate de la cetățeni și apoi ulterior dezbătute între noi. Partea de digitalizare ajută foarte mult, preluarea informațiilor de la cetățeni, dar și invers, transmiterea ideilor către cetățeni. Este o situație acum, din cauza pandemiei și Uniunea Europeană a înțeles faptul că avem o dependență nesănătoasă față de China. A început deja o relocare a unei părți a industriei din China către Uniunea Europeană, și ea va dura, pentru că sunt anumite industrii care nu se pot muta într-un timp foarte scurt și în aceeași măsură trebuie să ai și un flux continuu de mărfuri. Deci nu poți să întrerupi complet un an de zile și apoi să o iei de la zero. Și este foarte important să profităm noi ca țară, dar în primul rând noi ca județ de această etapă. Avem cele 80 de miliarde ajutor și parte nerambursabilă, parte rambursabilă de miliarde de euro din partea Uniunii Europene și tot ce trebuie să facem este să ne concentrăm spre a atrage acele sume înspre județul Buzău, pentru că putem să le folosim, putem să ne retehnologizăm. Din păcate, locurile de muncă care există acum sunt cu valoare adăugată mică și din cauza asta și puterea de cumpărare a cetățenilor este la fel de scăzută. Deci trebuie să insistăm spre atragerea de industrie cu activitate cu valoare adăugată mare. Și aici partea de IT, unde am avut tot timpul potență în ultimii ani, ne poate ajuta. Trebuie să învățăm și să știm să atragem, să ținem tineri aici care vor să evolueze pe partea de IT, și să nu mai fim doar forță de muncă pentru țările din vest. Pentru că putem să facem și noi aici ce fac țările din vest. E destul de simplu, trebuie voință și puțină viziune.
Stimați invitați, doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct. Rămâneți alături de noi, pentru că invitații mei din această seară au și alte lucruri interesante să vă prezinte. Scurtă pauză publicitară.